Mamă, mișinea Marina aici. Nu mă așteptam la asta. Bun găsit, prieteni, la mulți ani Antena 1, locul unde și-au găsit un loc frumos, o carieră, toți cei care n-au reușit la postul celălalt. Le mulțumesc lui Morar și lui Bozdogan pentru prezentarea inexistentă pe care mi-au făcut-o. Bine, nici nu prea ar fi avut ce să zică de mine, așa că reality show-urile sunt la mod în România și au fost mereu, pentru că nu se cunoaște vreo perioadă în istorie în care românii să nu vrea să vadă cum se chinuie ceilalți români. De asta ne place să o vedem pe Ana Baniciu cum se chinuie să devină vedetă. Asia Express este un show aparte, niște vedete răsfățate, ca Boantă și Cocuța. Se duc să descopere lumea. Bine, în cazul lor, cuvântul răsfățat e departe de adevăr, iar cuvântul vedete deja e o exagerare fără sens. Și eu vă iubesc. I-au trimis acolo să facă autostopul pe ei. Ăștia nu reușesc să oprească un taxi oprit în stație. Ar fi trebuit să încep cu prezentatorii emisiunii, dar nici măcar emisiunea Asia Express nu începe cu ei. Așa că o să merg mai departe. Doamnelor și domnilor, Irina Fodor este aici. Este adorabilă. Este adorabilă pentru că așa e Irina. Este aici pentru că o cheamă Fodor. Tot la prezentator se încadrează și Oase, căreia nu știu de ce îi se spune așa, pentru că el e numai carne. El a fost concurentă, dar a cucerit inimile tuturor, așa că acum reprezintă partea internațională a emisiunii. Ați văzut, el vorbește numai în engleză. E singurul care și în Asia se teme să spună că e din România. Și mai este un al treilea prezentator al emisiunii, care este și actor. Este un actor celebru, din păcate nu-mi amintesc numele. Mi s-a șoptit acum în cască, mulțumesc. Marius Damian, în cască, interesează pe cineva. Pentru o vedetă să fie la Asia Express înseamnă, în primul rând, că nu mai e o vedetă. Acolo nu te știe nimeni, te tratează toată lumea ca pe un om oarecare, cum a făcut de fiecare dată Ada cu mine. Noi suntem cea mai bună dovadă că în spatele unui bărbat învingător este o femeie care urlă. Sincer să fiu cu voi, nu am vrut să fac chestia asta, dar bugetul pe care l-am primit a făcut-o pe Ada foarte convingătoare, așa că nu am avut de ales. Celebritatea nu ține o veșnicie, e doar o iluzie. Și Asia Express exact asta îți arată. Că din clipa în care a plecat din țară, Daniela Crudu trebuie să muncească dacă vrea să mănânce. Daniela, tu poți face orice în viața asta. Poți face budiști, musulmani, să treacă la ortodoxism. N-am văzut în viața mea atâția asiatici să-și facă cruce cum am văzut în emisiunile cu tine. Să nu uităm că înainte de acest show, Antena 1 a încercat ceva mai ușor, Șerif de România. O luat-o pe Paula Chirilă, au dus-o în munți, însă n-a fost o experiență reușită, pentru că s-a întors. Apoi a fost Ultimul Trib, aventura din Madagascar. S-a numit Ultimul Trib pentru că primul sezon a fost și ultimul. Vorba aia, pune-l pe strunilă prezentator și întreabă-mă cine naiba-i ăsta. Dar un reality show nu se face doar cu vedete. Uneori e nevoie doar să vedem femei frumoase, bărbați bezmetici, care uite că sunt filmați de cum văd prima femeie în costum de baie. Insula Iubirii, o emisiune care a ieșit muc și sfârc. Andy, tu urmezi. Maria e cea mai bună ispită. Are aproape tot, corp, zâmbet, tatuaje, nu are un bacalaureat, dar se descurcă și așa. Tot la capitolul ispite, dar pe parte masculină, îl avem pe Andy Burlacul, câștigător al premiului Cocota Anului. A avut de făcut un lucru aproape imposibil la Insula Iubirii, pentru că e foarte greu să cucerești o femeie când ești atât de antipatic.
Dar cine dă calitatea acestei emisiuni, care ar putea fi numită și XXX Factor? Radu Vulcan, doamnelor și domnilor, este undeva pe aici și el acum, în seara asta. Vorba aia, unde să se ducă? Radu are ceva al lui. E conștient de fiecare lucru pe care îl face, motiv pentru care este primul care se plictisește în momentul în care vorbește. Vezi că dacă nu râdeți și nevastă mea sală. Ca prezentator, este o legendă aproape vie. Înainte să prezinte emisiuni, a fost actor în telenovele, a încercat orice în meseria asta, ceva la care să fie bun n-a vrut să încerce. Și nu aș vrea să uităm de o emisiune care le-a dat tuturor femeilor singure din România speranța că pot găsi un bărbat extraordinar cu care să-și construiască un viitor de mare angajament, Burlacul. Era nevoie de un bărbat frumos, cuceritor, celebru. N-au găsit, așa că l-au luat tot pe Andy. Doamnelor și domnilor, Antena 1 este un fel de Superman al televiziunilor. Întotdeauna găsește câte ceva pentru fiecare. E televiziunea poporului. Doar aici poți ajunge vedetă dintr-un nimeni. Și uitându-te în seara asta, în jur se confirmă ce am spus. Antena 1, să-ți fie drumul lung ca să ne fie și nouă pensia mai ușoară. La mulți ani!